corul sau palatului copiilor. Revin în scenă puțin mai târziu, vor fi din nou în fața dumneavoastră. Oameni buni și frumoși, am tot făcut apel la fapta bună. E, cred, momentul să mergem mai departe și să o făptuim. Voluntarii Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor vor veni în mijlocul dumneavoastră cu urnele în care puteți și dumneavoastră să adăugați un mic ajutor care va merge mai departe către copiii care așteaptă de la noi umărul pe care să se sprijine și, de ce nu, mâinile vânjoase care se poartă într-o vacanță de vară la care putem contribui împreună, căci de asta suntem astăzi aici. Mă gândesc că întâlnirea noastră din această perioadă, chemarea noastră spre primăvara vieții, iată, spectacolul acesta, nu e deloc întâmplător așezată în postul Paștelui. Cred că nu e moment mai bun și mai frumos decât acesta. Nu e moment mai potrivit decât acesta. Moment mai important pentru fapta bună, deși oricât de puțin înseamnă de fapt foarte mult, oricând suntem deschiși să oferim din al nostru celuilalt. Vă rog frumos, îndrăzniți, mă uit spre voluntarii Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor, îndrăzniți, așezați-vă în rândul publicului nostru generos și sunt convinsă că fiecare dintre noi va pleca astăzi puțin mai bogat. Sufletește, pentru că la suflet, la spirit, facem referire fără îndoială. Irina Cărămizaru Popescu este cea pe care o așteptăm în mijlocul nostru și în fața dumneavoastră. Te rog, Irina, actriță a Teatrului Bulanda și a Teatrului Metropolis din București, un om frumos, un suflet cald, un artist pasionat, care vine în rândul nostru spre a amplifica emoția care, fără îndoială, s-a așezat de mult peste noi toți. Bună seara, mă bucur din suflet că sunt aici.